cu Tatăl, prin care toate s-au protopopul dumneavoastră. Nu este ușor ceea ce facem noi. Sunt momente foarte grele pe care le trăiesc câteodată. Dar ne-a ajutat Dumnezeu să trecem prin toate și în Sfinția voastră, Părinte Consilier, am avut un reper, am furat multe din activitatea dumneavoastră. Știu că sunt îngrijiți 150 de bătrâni cu probleme care atunci când a fost pandemia toți s-au lepădat de ei și Sfinția voastră doar cu 3 preoți și 3 angajați ați îngrijit 150 de oameni și noi făceam și noi mâncarea pentru 450 de porții. N-a fost ușor pentru Sfinția voastră. Vă iubim din suflet și în onești să știți că sunt oamenii lui Dumnezeu. Ei sunt aici și sunt pretutindeni. De la cei care ne conduc și de cei care simt românește, le spun că este momentul să fim împreună, pentru că vedeți, s-au scumpit toate, timpurile sunt grele, dar împreună vom trece și peste aceste momente grele pe care le trăiește neamul nostru românesc. Mulțumesc echipei de preoți, colaboratori din tot centrul nostru, să spunem, din sediul protopopiatului, care astăzi au făcut să fie o bucurie pentru noi toți. Mulțumesc pictorilor care atât de frumos au înfrumusețat acest loc, cântăreților preoți de aseară cu rolul Daniel Sicastru și tuturor. Nu am decât să adaug prin prezența dumneavoastră o icoană pe care o ofer pictată pentru Părintele Ilarion, pentru bătrânii de la Hârja din partea noastră. Este o icoană pe care am primit-o și noi în dar de la cineva și oferim centrului Ștefan cel Mare și Sfânt, care este o ocrotitor și un buchet de flori, în aplauzele noastre pentru ceea ce face Părintele Ilarion. Acum, pentru ca să facem o să spunem așa, o digresiune de genul acesta, a venit la noi astăzi Sfântul Efrem cel Nou. Eu am mare evlav la acest Sfânt. Vedeți că este aici, sunt maștere Sfântului Efrem. Nu prea scoatem această, să spunem, icoană decât foarte rar. Părintele Ilarion are și o fică care are Sfânt numele acesta frumos. Și dumneavoastră, personal, am mare evlav la Sfântul Efrem, la Sfântul Nectarie și la alți sfinți pe care avem în zona noastră. Vă dorim multă sănătate, bucurie, mulți ani binecuvântați preoților, credincioșilor și mai ales femeilor creștine, dacă vrei, Paula, să cântăm la mulți ani mai întâi, tuturor mamilor noastre care ne-au învățat credința aceasta sfântă ortodoxă, să fiți binecuvântați de Dumnezeu. Dacă ele sunt în ceruri, să știți că dacă le pomeniți la masa bucuriei, sigur, o să vă vedeți în rai. Zic și eu așa. Dumnezeu.